7 minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. 7 minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Bine v-am regăsit! Astăzi o să vorbesc despre casa pribegiei. Aveți voi așa ceva? E casa voastră cumva o casă a pribegiei din când în când? De fapt, a fi pribeag și călător este bine cunoscut în limba Sionului, că pribeag și călător este fiecare pocăit, că de fapt suntem pribegi pe lumea asta, că de fapt, mai ales atunci când ne place să umblăm cu capul plecat ca un pipirig, ne gândim că suntem într-o anume pribegie. Cât însă asumăm cu seriozitate și cu profunzime faptul că suntem într-o pribegie. Ce înseamnă de fapt să fii în pribegie? Pribegia nu este pelerinaj. Pribegia nu este o călătorie tristă. Pribegia este mai degrabă un drum pe care ai fost pus să umbli, pe care poate nici nu l-ai ales, în care tristețea este pâinea și apa, în care poate lipsa de speranță este pâinea și apa, în care durerea este pâinea și apa. Și foarte rar poți să vezi un orizont mai luminos. Cam asta este pribegia. Sau cel puțin cam așa mă gândesc eu la pribegie. Dar să fii într-o casă a pribegiei sau casa ta să fie o casă a pribegiei, asta este o realitate foarte dureroasă. Numai că îndrăznesc să spun, este o realitate cât se poate de frecventă. Uneori, în propriile noastre case, suntem în pribegie. Uneori, în propriile noastre case, sunt evenimente, sunt realități care seamănă cu pribegia. Și în pustiul acela, în durerea aceea, în lipsa de speranță, ai avea nevoie. Poate ai avea nevoie de un orizont de așteptare, cum spun psihologii, de ceva spre care să te duci sau de lumința de la capătul cu tunelului, cum spunea cândva un ridiculizat politician. Și poate că nu ai, poate că nu se vede nimic la orizont. Poate că nu ai nici măcar harul unui drum plin de nădejde, adică că va trece și pribăgia, că se va schimba ceva, că vom mai intra într-un alt capitol, că lucrurile vor fi diferite. Poate că nu ai o astfel de pribegie sau nu este o astfel de pribegie în casa ta. În lecturile mele din Psalmul 119 am găsit niște repere pe care vi le dau și vouă. Orânduirile Domnului în casa pribegiei pot să dea sens pribegiei tale. Orânduirile Domnului pot să dea claritate, pot să dea coerență. Nu știu dacă cumva vouă vi se întâmplă sau numai mie, că tocmai lipsa de coerență și de claritate, uneori tocmai lipsa de sens și de direcție, uneori încâlceala din care nu știi să ieși și nici nu știi măcar cum ai ajuns acolo, îți aduce foarte multă suferință. A te atârna de orânduirile Domnului și asta oare ce poate să însemne, ce poate să însemne orânduirile Domnului concret. Cred că legea Domnului, cred că revelația Scripturii cu privire la situația de pribegie pe care o traversezi. Dacă pribegia este conflictul cu copilul tău, dacă pribegia este conflictul cu soțul tău, dacă pribegia este cearta cu rudele cu care nu mai știi
cum să vă împărțiți pământurile, dacă pribegia este faptul că nu te cheamă nimeni la interviu, deși ai făcut peste 20 de aplicații. Pribegia poate să aibă multe tipuri de conținut. Pribegia poate să fie un deșert, dar dacă ai busola orânduirilor sale, dacă ai reperele pe care ți le dă orânduirea și orânduirile așa cum sunt revelate ele în Scriptură, pribegia poate să capete sens, claritate, coerență, mai ales dacă pribegia este în casa ta. Sau casa ta devine o casă a pribegiei. Când spun casă, bineînțeles că spun familie, că nu ne jucăm aici cu metaforele, ci pur și simplu vorbim despre realități care se pot întâmpla sau să ne folosim așa de echivocuri, de cărți. Dacă cumva n-au nicio legătură cu realitatea, să mă iertați. Șapte minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. Șapte minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.